terminat primul pult de dat prima mână de ulei, combinație de ulei cu ceas. Da, ideea e că mergem să luăm niște chestii, spray și o pânză de tăiat la debitator. Pânza noastră veche avea 2,5 mm grosime. Am cumpărat o pânză de 3,2 pe care deja am montat un debitator. Am și tăiat cu ea, taie mult mai bine decât cea subțire. Pe lângă pânză am cumpărat spray negru mat și filler. O să le folosim pentru al doilea picior metalic de la al doilea pult. În continuare eu o să mă apuc de sudat, Radu lucrează la al doilea taburet, taburetul pe care îl face el, pe care îl creează el, lucrează la talpă, o degresează și apoi o să o vopsească. Sper că v-a plăcut ce am făcut astăzi. A fost o zi productivă. Am făcut tot ce ne-am propus, plus încă 2-3 tasuri.
ai muchia aia care teoretic îi deja, da, rămâne prins acolo în carne, insulat. Nu mai stres. Păi da, că e tabla plină, da, acolo, nu-i tăiată. Da,